La acest campionat participă 17 echipaje din județele Bihor, Bistrița, Năsăud, Botoșani, Brașov, Hunedoara, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Vâlcea, Vrancea. Întrecerile se vor desfășura în zilele de 3 și 4 iulie, între orele 9:30-13:30, iar festivitatea de premiere va avea loc în după-amiaza ultimei zile de concurs. Mă bucur că sunt astăzi aici la deschiderea campionatului, concursului național tinerii copiilor, pe care mie îmi place să o numesc Olimpiada Tinerilor Pompieri. Mă bucur că vremea este bună, în sensul acesta sunt convins că se va desfășura un concurs la un ridicat nivel și în sensul acesta cu toții veți fi câștigători, veți putea să vă arătați ceea ce ați acumulat de-a lungul timpului, ceea ce ați învățat din ceea ce înseamnă meseria de pompier. Sper ca întregul concurs să fie caracterizat de fair play și vă doresc tuturor succes deplin în competiția care urmează să desfășoare. Mulțumesc organizatorilor pentru condițiile deosebite asigurate și ținând cont de faptul că vremea este bună, sper să rămână și în continuare la fel, astfel încât să ne atingem cu toții scopul pentru care ne-am adunat aici. Încă o dată vă urez succes și sper să obțineți rezultate cât mai frumoase. Este un moment foarte frumos pentru noi, pentru vâlceni. E o zi de sărbătoare pentru că azi se desfășoară pe meleagul de Vâlcii un concurs de interes național. Dumneavoastră sunteți aceia care veți asigura viitorul pompierilor, veți asigura posibilitatea unei anumite conduite de liniște a cetățenilor. Pentru efortul dumneavoastră de azi, de a încerca să vă întreceți, vă mulțumesc și vă asigur de tot sprijinul care poate fi acordat pe teritoriul județului Vâlcea. Vă doresc succes, doresc ca cei mai buni să învingă și ceilalți să nu creadă că nu vor fi locuri și pentru ei. Sunt și ei învingători prin faptul că se angajează într-o astfel de competiție care e normală în viață și care presupune efort din partea fiecăruia. Vă doresc succes, încă o dată vă spun, la mulți ani, să aveți zile fericite, să ajungeți pompierii țării, viitorul nostru.